fiindcă numai ați intrat în satul nostru și întâi ați venit la Sfânta Biserică. Credeți-mi că mi-a făcut mare plăcere și cred, sperăm să nu fie aceasta prima și ultima întâlnire, deci să ne mai întâlnim la asemenea lucruri bine venite și numai decât plăcute Bunului Dumnezeu. Vă mulțumim pentru... Sunt meșter popular, pot să prezint lucrările care le-am efectuat în sat și la biserică, care sunt efectuate de mine. Lucruri făcute din metal, din tablă, din aur, din nerjadec.
nevânt, nevin cu cântecul Cine bate o tecuță. Yeah.
părinții oare cei mai drag? Nu-i nimic pe acest pământ mai aproape și mai sfânt ca părinții. Evoluează crăițele cu cântecul Părinții, Părinții. Să-l văd venind
aș mai trăi o viață, e dus. Și voi muri dorind să-l văd odată în față. Așa vrea poate Dumnezeu, așa mi-e datul sorții, să n-am eu pe băiatul meu la cap în ceasul morții. Afară e vânt și e norat și noaptea e târzie, copilele ți s-au culcat. Tu, inimă pustie, stai tot la vatră încet plângând, e dus și nu mai vine. Și-a tot târziu cu mine în gând ca să visez de mine. Оксана Немиренко,
un cântec de înstrăinare, frunze verde, trei argint. Frunze verde, trei argint, frunze verde, trei argint, am fost una la părinț, șai, rai, 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 rai. Yeah.
figa lungă, dă uițile la strungă, oile să le păzești, fetele să le iubești. Bună-i brânza, bună-i cașul, dar mai frumos ciobănașul. Cântecul și pe vale și pe frunte. Și pe vale și pe munte, tui, 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 pe pastoițele pământe, tui, 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 tui. Și pe vale și pe munte, tui, 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 pe pastoițele pământe, tui, 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 tui. Și nu e rău ciobănaș, tui, 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 pe pământe de fuieraș, tui, 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 tui. Și nu e rău ciobănaș, tui, 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 pe pământe de fuieraș. Dacă m-aș iubi, m-aș trăba. Încheie cu cercul nostru,
obicioiavă cu cuinchecul viața mea. Și să vă dorim din tot sufletul ani frumoși de lungă viață și să păstrăm aceste tradiții, aceste capodopere pe care ne le transmit strămoșii noștri din generație în generație. Vreau să mulțumesc foarte mult căci ne-a ajutat Domnul și am dat și în Sfânta Biserică din acest sat Pânzăreni frumos și ne-am rugat pentru sănătate, pentru ca societatea noastră să înflorească și să aibă parte numai de fericire și să ne ajute Bunul Dumnezeu în toate. Să-i mulțumim părintelui din sat. Aveți artiști care doresc din tot sufletul de fiecare dată să vină în fața dumneavoastră cu cântece frumoase, care, la fel, ziceam, sunt păstrate cu sfințenie și astăzi ne le-a demonstrat încă o dată în plus și talentul dumnealor și ce că sunt receptivi pentru frumos și haideți să aplaudăm toți artiștii Comunei Pânzăreni. Desigur, să ne mulțumim din suflet și celor ce au aranjat o expoziție de excepție acestor gospodine, pictori, care îi aveți minunați. Și vreau să spun că sunt niște capodopere deosebite și s-au muncit foarte mult. Pentru asta să-i admirăm și să-i susținem prin aplauze. Și vă mulțumesc dumneavoastră, celor care sunteți la curent cu ce se mai face în Caravela Culturii și sunteți astăzi alături de noi, împreună trăim această istorie frumoasă care se înregistrează pentru istorie și pentru viitor. Deci bine ați venit în Caravela Culturii! Vreau să mulțumesc foarte mult și celor care au venit din satul vecin, din Ilenuța, sat în care am trecut ieri și să le spun că și lumea lor a fost extraordinar, ca și lumea de aici, de la Pânzăreni. Aplauză pentru vecinii dumneavoastră! Acest simbol e pentru dumneavoastră, să te dragi, care v-ați născut aici, ați rămas la Baștină și dezvoltați tot ce este frumos. Vreau să vă rămân aici ca un talisman, așa, să radieze numai aură bună și să vă bucurați de viață. În continuare,
de acum înainte și întotdeauna. Iar această medalie care se dăruiește satului pentru merite deosebite este a dumneavoastră, dar sunt mică eu, este medalia mică și vă cuprind doar cu sufletul meu și vă iubesc. Dar această medalie oferim doamnei primar, căci vă conduce. Vă mulțumim enorm și știți că ne simțim foarte bine alături. Vă mulțumim pentru tot ce ați organizat pentru noi, aceste surprize frumoase. Vreau să vă mai spun și încă o dată, bine ați venit și din partea comunității vă oferim și noi un mic cadou. Vă mulțumim foarte frumos, mulțumim din suflet. Am venit la tine, frat, prieten drag. Și despre toate satele noastre, desigur, așa, în fiecare lună vom avea câte o revistă frumoasă și vom relata. Dar dumneavoastră, aveți emoții. Sunteți o doamnă minunată, frumoasă, cu emoții și dumneavoastră, ce, aveți nepoțică aici alături, da? Da. Fiici. Fica e plecată, da? Da, nu e departe, e la lucru. E la lucru, da? Și nepoțica, cum se numește? Daniela. Daniela. Bravo, Daniela. Ți-a plăcut astăzi evoluția interpreților de aici, din satul tău? Da. Și ce le spui? Da. Le spui mulțumesc, da? Mulțumesc, sănătate. Încă o dată pentru artiștii comunei Pânzărâni. Sănătate și mulțumesc chiar de la Daniela, care are doar cred că câțiva anișori. Și știu că aveți foarte mulți elevi deștepți și este Daria Căpățână. Haideți să o aplaudăm pe Daria, căci a recitat foarte frumos. Dacă ați observat, este o domniță deosebită. Spune-te, rog frumos, ce hobby ai în afara școlii? Ce te mai ocupi? Îmi place foarte mult să învăț poezii, să citesc. Foarte frumos, da? Aplauze pentru minunata noastră Daria. Daria, de altfel, pe bunica mea, care am iubit-o întotdeauna, o chema tot Daria. Este un nume foarte frumos. Daria, eu tot timpul... Deci, compar cu ceva frumos care dăruie, da? Tu ești bună la inimă, da?
și dărui tot ce ai mai frumos satului tău. Și când vei pleca din satul ăsta să faci studiu undeva, niciodată n-ai să uiți de satul natal, corect? Da. Și ai să ajuți ca sătenii tăi să fie cât mai fericiți prin tine. Sănătate multă, reușite și mulțumim profesorilor care muncesc zilnic cu acești copii deștepți. Mama cu mulți copii este Crudu Snejana. Crudu Snejana, câți copii aveți, doamna Snejana? 7. 7. Să floriți alături de ei. Și câte fete, câți băieți? 5 băieți, 2 fete. Să fiți, toamnă, la câți numai ani? 30. Acum aveți 30 de ani? Da. E super, da? La 30 de ani, 7 copii. Deci este foarte real ca până la 40 dumneavoastră să mai aibă încă 7 și atunci 14 copii minunat va fi armurios. Haideți că vă ajută tot satul. Vă mulțumim foarte mult și acum vă ofer în dar un mic cadou din partea noastră, o mică susținere și de suflet mai mult. Primăvară vine, tu nu vii și nu mai am cui spune, mai rămâi. O floare florește răsfățat, băiatul mamei, scumpul meu băiat. O fată ce frumoasă ca-n povești, chiar poate tu aveai să mă iubești, dar nu mai ești plăcăul așteptat, băiatul mamei, scumpul meu băiat. Băiatul mamei, a mamei picătură de băiat, a mamei puișor am legănat. De mă pune jos ce-am avut mai scump din mine-a scos. Războiul care ne-a înstrăinat, băiatul mamei, scumpul meu băiat. O ciocărie cântă suspera ce-am avut mai sfânt, eu azi nu am. Și atât de îndurerată m-a lăsat băiatul mamei, scumpul meu băiat. Băiatul mamei, a mamei picătură de băiat, a mamei puișor. Băiatul mamei,
Mantea Ion, Rusu Profir, Dumitraș Vladimir, Cojocaru Grigore, Ghilițchi Pavel, Ghilițchi Pavel, Gasnaș Ion și Mândru Vladimir. Haideți să-i așteptăm în scenă! Mulțumim, mulțumim mult dumneavoastră că sunteți alături de noi. Vă dorim multă, multă atenție din jur acesta. Asta este cel mai important lucru pe care pot să vi-l dăruie cei apropiați și noi în această zi, o atenție de suflet pentru ceea ce ați făcut pentru generațiile noastre, ca să trăim în pace și bună înțelegere. Haideți aplauze încă o dată și cadouri pentru veteranii noștri dragi, să le primească acum și dumneavoastră, aplaudați, fiindcă merită. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, bunei înflorească, la mulți ani. La mulți ani. Să ne fie de bine, mealor, și să nu uite tânăra generație să mai bată pe la ușa dumnealor, pe la poartă, și să mai întrebe cu ce să mai ajute, căci au nevoie de ajutorul nostru. Să le mulțumim și să invităm în sală pe bunei noștri, armonios, frumos, așa, încet, încet. Iar acum, desigur, pentru doamna Pelagheia și pentru toți cei care au și să ne simțim bine! Dansează, ei ca copiii recit, ei ca copiii își vorbesc.
E cred că copiii, e cred așa, că de te niște dați și ca copiii să faci super în dată. La o școală specială, cum la noi la Alvinieț, puneți în copiii stați în dată învățați, vine un inspector să controleze cum copiii cunosc programa. La inspector știți cum vine? Bună ziua, Mariana, bate la ușă în clasa a patra, am venit să văd cum învați copiii la dumneavoastră și acum își fac programul. Să a venit un băiețel și zice, măi băiețelii, cât fac 2 ori 2? Eu sunt patru pe aia și zic, nu, nu am înțeles nimic. S-a apropiat de o fată. Ea spune că și primește substantiv. O, mare bana. Ia dai de mâncă și la aia, vă rog, scuzați, ia de mâncă și la aia. Mâncă și la aia, tot profesorii, stimați oamenii buni. Uitați-vă ce înseamnă asta. Septembrie, octombrie, noiembrie, de acum decembrie, august, și copilul ăsta nu știe programa, dar el nu știa vorbi măcar. Dar aici bani trimis mulți. Ce înseamnă asta? Ce-a terminat asta? Eu dacă mai vin în pădată, eu am să vin. Ianuarie vă lăs, februarie vă lăs și la început romantie eu vin. Dacă a fi tot așa, am văzut eliberat nimic, vă spun drept. Așa și este. Treci ianuarie, treci februarie, la început romantie vine inspectorul la școală. Direct în clasa a patra. La băiețelul celălalt. Băi, băi, ia zic unii cât fac 2 ori 2? Trebuie să facă și 4! Opa! Ești? La fata și ia zic unii ce sunt ești stativ. Deci fac parte de vorbiri care spune întrebarea ce din ce ești la lui. Mare, mă, dar haide-mă în clasă. Haide-mă pe celălalt. Când acolo și primați. Lăsători, poftim. Când am fost și era, și am făcut de ianuarie jumătate, că au fost vacanțe, februarie, numai 28 de zile, și martie o leagă, și poftim copiii ăștia în două luni și jumătate, de-am știu și programa și cum se-a vorbit. Mai el a dat jumătate, prin care ne pot jumătate. Ai făcut de așa mari și ce se pus cu timp. Dar el spune zice, peste orașe întregi. Din ofițerii comandare, la crișma creta secret, se bat cu palmele în pahare și șase ceasuri am avut. Ai noroc și sănătate, ai mai scumpă decât toate mai mari. Eu sunt frate cu să nu cad ca din căruț, măi mă.
toate le vom face mai mult. Vor fi nu și cu mătrii, ca să te vezi cu copii, ca să te vezi cu copii mai mult. Iar în satul vecinate, vom găsi doar bunătate, vom găsi doar bunătate mai mult. S-a minunat și face faimă bună prin lume. Iar acum vă îndemn să ne unim într-o coră mare, mare. Haideți să o facem! Și pe soare și pe mânt, oamenii pe pământ, e un cânt de thank you.
vina popor.